Greșim din datele care sunt prezentate, deci din proporție 95%, rezultatele prezintă un următor tablou. Pentru Partidul Comunist al Republicii Moldova sunt 40,5 zecimi de voturi, pentru Partidul Liberal Democrat 28,7, pentru Partidul Democrat 12,9 și pentru Partidul Liberal 9,3. În rest, niciun alt concurent electoral, niciun candidat independent al partid, nu au reușit să acumuleze numărul minim necesar de voturi pentru a fi reprezentat în Parlamentul Republicii Moldova. Totodată, aș vrea să remarc că, în conformitate cu rapoartele prezentate la Comisia Electorală Centrală, în afara țării, la votare au participat 65.200 cetățeni. Au fost utilizate voturi pe format A4, plan, cum le-am numit noi, în număr de 919 cetățeni. Deci cele peste 65.200 de voturi s-au repartizat practic în felul următor. Pentru Partidul Liberal Democrat 31.975 de voturi, pentru Partidul Liberal 16.299 de voturi, pentru Partidul Democrat 5.693 de voturi, și pentru Partidul Comunistilor din Republica Moldova 4.351 de voturi. Deci eu vreau să vă zic că noi am căzut în plasa succesului nostru. Practic, noi am realizat un succes extraordinar ieri. Cum am menționat, împreună cu colegii de societate civilă, partidele politice, am reușit să motivăm cetățenii să iasă într-o proporție nemai văzută anterior în Republica Moldova la votare, inclusiv în afara țării. Deci dacă anterior la votare în afara țării participau 17, 18, 19 mii de cetățeni, astăzi noi avem o cifră ce este egală cu peste 65 de mii, se egalează această cifră de alegători. Ceea ce înseamnă că moldovenilor le pasă de țara lor și ceea ce înseamnă că micile nereguli care constituie 919 episoade într-o proporție de 2.700.000 de mii, doar cei care încearcă să găsească astăzi un mac într-un scot de baie, doar aceia vor căta această pretenție de a pune la îndoială legalitatea acestui pas adoptat de organele electorale. Noi credem că a fost un succes extraordinar. Cât se bucură aceste 919 de votat pe A4 să nu fie numărate sau să nu fie... Mai decim de curtea constituțională, modalitatea lor. Deci...